Rodia cea izbucnind de semințe abundente de culoare roșie, asemănătoare rubinelor din cele mai fine bijuterii, este fructul unuia dintre pomii cei mai de timpuriu cultivați vreodată de om. Grecii antici credeau că arborele de rodii a răsărit din sângele lui Adonis și a fost plantat pe insula Cipru de Afrodita, zeița iubirii. Rodia reprezintă caracterul proeminent în mitul Persefonei, fiica zeiței Demetra și a lui Zeus, și căsătoria ei forțată cu Hades, zeul lumii de dincolo. Demetra, zeița a fertilității, fiica lui Cronos și a Reii, considerându-și fiica dispărută, a intrat în doliu și toate plantele, animalele și oamenii de pe pământ au încetat să mai rodească. Conform legii lumii de dincolo, cine îi trecea hotarul și mânca sau bea ceva în această lume, rămânea pe vecie acolo. Hades o păcălește pe Persefona să mănânce 6 semințe de rodie. Zeus i-a ordonat fratelui său Hades să o elibereze pe Persefona și astfel Persefona petrece 6 luni pe pământ alături de mama sa Demetra și 6 luni în lumea de dincolo alături de Hades. În antichitate, rodiile erau aduse ca ofrandă zeiței Demetra pentru a favoriza fertilitatea pământului. În unele dialecte grecești, rodia a fost numită Roa, după numele zeiței Rea, mama Herei, zeița pământului. Chiar și astăzi încă, rodia are o semnificație simbolică puternică pentru greci. La sărbătorile importante din calendarul ortodox grecesc, inclusiv Crăciunul, grecii își împodobesc masa cu rodii. Icoanele sunt împodobite cu flori de rodier. În limba greacă, rodie se traduce prin polisporia, care înseamnă, de fapt, multe semințe. În ziua de anul nou, tradiția modernă greacă cere ca o rodie să fie spartă de pământ. La mutarea într-o casă nouă, oaspeții aduc în dar rodii ca simbol al abundenței, fertilității și norocului pentru noul proprietar. Câtă încărcătură istorică, simbolistică și religioasă se ascunde în spatele acestui minunat fruct! Câte minuni culinare și terapeutice a făcut fructul de rodie de-a lungul istoriei și încă mai face! Câți artiști a inspirat și simbolul câtor mistici și religii a fost această punguță naturală plină cu rubine comestibile, dăruită de Dumnezeu omului! Bun găsit tuturor la episodul al doilea al documentarului Flori și plante sfinte ale omenirii! Primul episod poate fi urmărit pe canalul Sursa de Motivație Zilnică, aveți linkul în descrierea acestui videoclip. Haideți să vedem care sunt originile rodiei, să parcurgem împreună o scurtă istorie a fructului cel mai de preț al lui Dumnezeu și să trecem în revistă minunile culinare și terapeutice pe care rodia le săvârșește. Punica granatum este un arbust din familia litraceelor, sub familia punicoidelor, care crește între 5 și 8 metri înălțime, uneori ajungând chiar și până la 10 metri. Termenul de rodie reprezintă fructul, iar planta se numește rodiu sau rodier. Acesta este originar dintr-o arie care se întinde din Iran până în zona munților Himalaya din India de Nord și a fost cultivat și naturalizat în întreaga regiune mediteraneană, inclusiv în Caucaz, încă din vremuri antice. Rodierul este cultivat astăzi pe scară largă în Orientul Mijlociu, zonele uscate din sud-estul Asiei, Indiile Orientale și Africa tropicală. Rodierul a fost introdus în California de colonizatorii spanioli în anul 1769 și este cultivat acum pentru fructele sale, mai ales în zonele uscate din California și Arizona. Unele soiuri care nu fac fructe sunt cultivate doar pentru flori și sunt folosite pentru înfrumusețarea parcurilor și grădinilor. Istoria rodierului este fascinantă.
Este unul dintre primii pomi fructiferi domesticiți, dacă putem spune așa, în zona mediteraneană. Descoperirile arheologice atestă acest fapt. O grămadă mare de rodii uscate a fost găsită în mormântul lui Jehuti, generalul majordom al reginei Hatshepsut, care a domnit în Egipt cu 1500 de ani înainte de Hristos. Registrele cuneiforme mesopotamiene menționează rodiile începând cu mijlocul mileniului al III-lea înaintea erei noastre. Resturi de rodie au fost identificate și la bordul navei Uluburun, naufragiată în largul coastei Turciei în secolul al IV-lea înainte de Hristos și descoperită în anul 1982. Celelalte mărfuri de pe navă, care includ parfumuri, fildeș și bijuterii din aur, sugerează că în acele vremuri rodia a fost considerată un bun de lux. Alte descoperiri arheologice din epoca bronzului târziu au identificat rodiile în principal în reședințele de elită, fapt ce confirmă că rodia era accesibilă numai celor bogați. În antichitate, rodierul era răspândit de-a lungul drumului mătăsii. Cele mai de calitate rodii proveneau din zona Kandahar a Afganistanului de astăzi. Sucul de rodie este o băutură cu o popularitate în continuă creștere în Europa și America, la fel și cocktailurile sau vinurile de rodie. În industria cosmetică occidentală, aroma de rodie este din ce în ce mai întâlnită. În Orientul Mijlociu, dar și în cel îndepărtat, rodia este omniprezentă în medicina tradițională Ayurveda, dar și în bucătăriile mai multor țări. Ash-e-anar este o supă iraniană făcută cu suc de rodie, înainte de sosirea roșiilor, un fruct al lumii noi, în Orientul Mijlociu, sucul de rodie, melasa și oțetul erau utilizate pe scară largă în prepararea mai multor alimente iraniene. Rodiile se regăsesc și astăzi, bineînțeles, în rețete tradiționale, cum ar fi cea de fenzenjan, un sos gros făcut din sucul rodiilor și nuci măcinate. Semințele de rodie sunt folosite ca și condiment cunoscut sub numele de anar dana, mai ales în bucătăria indiană și pakistaneză. Semințele din soiul de rodie sălbatic, cunoscut sub numele de daru din Himalaya, sunt considerate surse de înaltă calitate pentru acest condiment. Semințele uscate de rodie se regăsesc în dressingurile pentru salate sau în toppingurile pentru iaurt și înghețată. În Azerbaidjan, un sos numit narsharab, obținut din rodie, este servit alături de pește sau tikka kebab. Mămăliga turcească cu smochine confiate și piure de plante este garnisită cu rodie. În Turcia, sosul de rodie, narek și si, este folosit ca dressing pentru salată, dar și pentru marinarea cărnii. În Grecia, rodia este folosită în multe rețete, cum ar fi kolivozumi, un bulion cremos obținut din grâu fiert, rodii și stafide, salată de leguminoase cu grâu și rodie, kebaburi tradiționale de miel și multe altele. În Mexic, rodiile sunt folosite pentru a împodobi tradiționalele mâncăruri chiles en nogada, care evocă tricolorul mexican, verde, ardeiul poblano, alb, sosul nogada și roșu, semințele de rodie. De ce este considerată rodia fructul cel mai de preț al lui Dumnezeu? Evident că pentru simbolistica atribuită ei de antici și proprietățile sale terapeutice de excepție. În Egiptul antic, rodia era un simbol al prosperității și al ambiției. Conform papirusului Ebers, datat în jurul anului 1500 înainte de Hristos, una dintre cele mai vechi scrieri medicale ale omenirii, egiptenii foloseau rodia în tratarea mai multor tipuri de infecții. În Grecia antică, vindecătorii erau familiarizați cu rodiile cu mult timp înainte ca ele să fie introduse la Roma prin Cartagina. Rodia este prezentată pe larg în toate marile religii. În iudaism,
Rodiile au fost fructele care au fost aduse lui Moise pentru a demonstra fertilitatea țării făgăduite și se spune că regele Solomon și-a proiectat coroana după forma coroanei florii de rodier. În cultura ebraică modernă se păstrează tradiția consumării de rodii în timpul sărbătorii de Rosh Hashana, anul nou, deoarece rodia cu numeroasele sale semințe simbolizează fertilitatea și prosperitatea. În creștinism, rodia apare încorporată în decorările religioase, de exemplu țesută pe veșminte. Rodia este o emblemă obișnuită folosită în picturile religioase, inclusiv cele ale lui Botticelli și Da Vinci, unde este de obicei văzută în mâinile Fecioarei Maria sau ale pruncului Isus. Rodia înfățișată izbucnind semnifică simultan moartea și suferința lui Isus, precum și învierea și viața eternă. În islam, Coranul menționează că rodiile cresc în grădinile paradisului. Profetul Mohamed și-a îndemnat adepții să mănânce pulpa suculentă a fructului pentru că îi va vindeca de emoțiile negative ale urii și invidiei. În hinduism, în cultura persană și cea chineză, rodia este considerată un simbol al fertilității și procreării, fiind asociată cu zeițele pământului. În cartea Exodul din Vechiul Testament, Meil, haina purtată de preotul evreu, avea cu sute rodii pe tiv. Cei doi stâlpi, Iachim și Boaz, din fața templului lui Solomon erau gravați cu rodii. Rodia este una dintre cele șapte bunătăți cu care vor fi binecuvântați evreii în țara promisă a Israelului, o țară cu grâu și cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, cu ulei și cu miere. Deuteronom, capitolul 8, versetul 8. În cântarea cântărilor a regelui Solomon, la capitolul 4, versetul 3, este amintită din nou rodia. Buzele tale sunt ca o panglică roșie și gura ta este minunată. Tâmplele tale sunt ca niște jumătăți de rodie în spatele voalului. În tradiția ebraică modernă, un evreu este considerat norocos și binecuvântat dacă găsește într-o rodie un număr de 613 semințe, număr egal cu cel al poruncilor Torei. Rodia a apărut și pe monedele străvechi ale iudeii, iar atunci când nu sunt utilizate, mânerele sulurilor Torei sunt uneori acoperite cu globuri decorative de argint, asemănătoare cu rodiile, rimonim. Unii cercetători teologi susțin că rodierul este pomul cunoștinței binelui și răului și că fructul din grădina raiului cu care șarpele a ispitit-o pe Eva este rodia, nu mărul. Rodiile simbolizează experiența mistică în Cabala. În cea mai incontestabil timpurie apariția lui Hristos într-un mozaic, un mozaic din secolul al IV-lea, bustul lui Hristos este flancat de rodii. În limbaj creștin simbolic, rodia poate reprezenta biserica, eclesia, ca și comunitate de credincioși. În Biserica Ortodoxă de Est, semințele de rodie pot fi folosite în decorarea colivei, un fel de mâncare pregătit pentru slujbele de pomenire ca simbol al dulceții împărăției cerurilor. Datorită acestui simbolism, rodia apare în numeroase tablouri medievale. În tabloul Madonei pictat de Matthias Grünewald în perioada 1517-1519, copilul Iisus se joacă cu o rodie pe care i-o dă mama sa Maria. Ordinul Fraților Milostivi are pe emblemă o rodie cu cruce. Ordinul a fost fondat în orașul spaniol Granada, care are rodia în stema sa, iar rodia din Biserica Catolică este un simbol al lui Iisus. Rodiile joacă un rol important într-un obicei de nuntă practicat pe scară largă în Armenia. Mireasa rupe o rodie în bucăți și o aruncă pe spate. Semințele de rodie împrăștiate asigură mireasa că va avea copii. Rodia este considerată unul dintre simbolurile Azerbaidjanului.
Anual, în luna octombrie, în orașul Goiceai are loc un festival cultural cunoscut sub numele de Festivalul Rodiilor. În timpul festivalului sunt servite diverse mâncăruri pe bază de rodii de Goiceai, oraș de altfel renumit pentru cultivarea rodierilor. Să vorbim puțin acum și despre proprietățile terapeutice ale rodiei. Consumarea sucului natural de rodie, un antioxidant puternic, previne bolile de inimă, regularizează tensiunea arterială, reduce semnele îmbătrânirii și crește fertilitatea. Cercetările de laborator publicate recent sugerează că rodia promite a fi un luptător puternic împotriva cancerului de piele, sân și prostată, HIV-ului și herpesului, simptomelor menopauzei, precum și în eliminarea ulcerațiilor și disfuncției erectile. În Orientul Mijlociu și subcontinentul indian, rodierii aveau să devină paracetamolul evului mediu, vindecătorii folosind scoarța, frunzele, pielea, coaja și pulpa semințelor ca leac pentru toate tipurile de afecțiuni. Conjunctivită, două picături de suc de rodie în ochi înainte de culcare, hemoroizi, o frecare puternică de coajă de rodie pe regiunea afectată de 3 ori până la 4 ori pe zi. Oamenii de știință israelieni au confirmat că sucul de rodie poate reduce major dimensiunea leziunilor aterosclerotice care îngustează arterele și cauzează insuficiență cardiacă, dar și că are un efect foarte benefic în dezvoltarea bebelușilor, fiind o sursă importantă de acid folic. Un pahar de suc natural de rodie conține de 3 ori mai mulți antioxidanți decât un pahar de ceai verde sau vin roșu. Așadar, cu proxima ocazie când vei atinge o rodie la piață sau pe raftul de la supermarket, oprește-te o clipă și amintește-ți cel puțin un motiv pentru care acest săculeț plin cu rubine comestibile este considerat fructul cel mai de preț al lui Dumnezeu. Încearcă o experiență simplă. Pune rodia pe care tocmai ai cumpărat-o lângă perna ta și dormi alături de ea o noapte. Vei face o descoperire uimitoare și vei avea o experiență minunată, fie ea și numai de câteva clipe, pe care aștept să ne împărtășești în rubrica de comentarii. Dacă ți-a plăcut acest documentar despre rodii și consideri că ai învățat ceva nou, îl poți susține cu un like și distribui liber pe rețelele de socializare. Nu uita să te abonezi în cazul în care nu ai făcut-o deja și să activezi totodată și clopoțelul pentru a nu rata noutățile de pe Plus Infinit TV și sursa de motivație zilnică. Pe curând și fiți binecuvântați cu cât mai multă energie pozitivă, rodii și roade pe măsură.